Bună ziua! Astăzi vom învăța despre crearea unei pagini web utilizând site-ul W3 Schools. Ce este W3 Schools? Este un site educațional pentru învățarea online folosind tutoriale. Dezvoltat în 1998, site-ul oferă cursuri care acoperă aspecte ale dezvoltării de aplicații web. Pentru a accesa site-ul, se deschide o aplicație browser, apoi în bara de adrese se tastează adresa https://www.w3schools.com. Astăzi vom alege pentru crearea paginilor web limbajul HTML. Pentru a învăța HTML, site-ul pune la dispoziție tutoriale gratis. Tutoriale video. Și referințe către elementele HTML. Ce este HTML? HTML este abrevierea pentru Hypertext Markup Language și este un limbaj bazat pe marcatori pentru a descrie elementele unei pagini web. Elementele paginii web sunt incluse în taguri. Aplicațiile browser nu arată limbajul HTML, dar îl folosesc pe acesta pentru a determina conținutul paginii care trebuie afișat. Vom exemplifica folosind editorul pus la dispoziție de W3 Schools. Exemplu de marcaje. Marcaj pentru titlu. Marcaj pentru paragraf. Acestea nu vor fi afișate în pagină. Marcajele pot fi de început și de final. Denumirea marcajelor de final este la fel ca cele de început, doar că sunt marcate cu caracterul slash în față. Conținutul elementului reprezentat de marcaj este scris între cele două marcaje de început și de sfârșit. Structura principală a unei pagini web cuprinde marcajul HTML, marcajul head. Marcajul head cuprinde metadate despre document, marcajul title. Specifică un titlu pentru document. Acesta va fi denumirea paginii web și nu apare în cuprinsul acesteia. Marcajul body cuprinde cuprinsul paginii web care este vizibil. Să adăugăm un nou titlu paginii noastre, Delta Dunării. Vom rula codul pentru a vedea efectul. Se observă că în pagină nu apare acest titlu. Pentru a-l face vizibil în pagină, vom folosi marcajul pentru titlu din marcajul body. Să adăugăm 3 paragrafe noi preluate de pe Wikipedia. Vom rula pentru a vedea efectul. Se observă că, chiar dacă în editor este scris sub forma a 3 paragrafe, textul în pagină este sub forma unui singur paragraf. Pentru a crea 3 paragrafe, trebuie inclus fiecare paragraf într-un marcaj de paragraf.
Să modificăm culoarea textului pentru primul paragraf. Pentru aceasta vom căuta tutorial despre stil în site. Vom modifica culoarea prin copierea părții din exemplu care ne interesează. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat cum se creează o pagină web utilizând site-ul W3 Schools.